Sâmbătă este primul joc oficial. Nu ne permitem pași greșiți, pot să spun. Întâlnim o echipă foarte bună. Cred, din punctul meu de vedere, întâlnim echipa de pe primul loc, pentru că acolo, la turnul Mogurele, au ajuns antrenorul și încă 6-7 jucători de la FC Olt, echipa care în acest moment este pe primul loc. Ne așteaptă un joc dificil, dar am încredere în băieți că vom face un joc bun și vom reuși să câștigăm cele 3 puncte. Dica a făcut un apel la suporterii fotbalului piteștean. Oficiarul alb-violeților spune că echipa are nevoie de sprijinul publicului. Rămâne de văzut dacă piteștenii vor veni în număr mare la Liga a III-a, în condițiile în care stadionul Nicolae Dobrin se umple la meciurile Stelei. Sunt câteva mici probleme, pot să spun, dar sper ca până la ora jocului să le rezolvăm. Năstăsie, de exemplu, care în ultimul joc amical nu a jucat. Avem cu Grecu o mică problemă cu Antonio Cruceru. Sunt câteva mici probleme, dar sperăm până la ora jocului să fie ok.